Vreau să te întreb câteva întrebări de tip ce preferi dintre, pentru ca să redau ocazia celor de acasă să te cunoască cumva mai bine. Ce preferi dintre, ce ai preferat dintre, să nu-ți mai fie niciodată foame sau să nu-ți mai fie niciodată sete? Să nu mai fie niciodată foame. Să... Apă găsești mult mai repede. Da, nu știu, eu uneori îmi place sentimentul ăla de foame, că abia aștept să ajung să mănânc ceva, să mă înfig în mâncarea respectivă, știi? Și mie îmi place sentimentul de foame, dar da, dacă aș fi pus în poziția să aleg, să nu-mi fie niciodată foame. Apă găsești mai repede. Să ai un frigider care nu se gorește niciodată sau o mașină care are mereu furul de combustibil? Mașină cu furul de combustibil. Da, am văzut că ai zis aici în podcastul micuțul că tu și condusul nu vă înțelegeți chiar atât de bine. N-am înțeles eu Nu ce ne înțeleg. trebuie. Nu ne conduc bine, zic eu, chiar foarte bine, doar că sunt pasionat de viteză și atunci e Am o înțeles. contradicție în termeni. Am înțeles. Ai vrea să nu fii nevoit să speri vase niciodată sau să nu fii nevoit să nu-ți speri mașina? Stai că m-am exprimat eu foarte prost. Deci ori să nu speri niciodată vase, ori să nu speri niciodată mașina. Să se spere singură. Să nu spăl niciodată vase. Mașina îmi place să o spăl. Am înțeles. Dar nu o duci la spălătorie? O speri tu cu... O duc la spălătorie, de câte ori pot, o mai spăl și eu cu mâna proprie. În perioada asta, cu carantina, o spertura... Nu mai spăl. A, nu mai speri, ok. Dacă nu o folosesc, o folosesc o dată pe săptămână să ies la cumpărături, Uite, ajunge. E acum ok. o Plus că aici chestie... în Spania e mai puțin mizerie decât în România și se murdărește mai greu. Am înțeles. Mai puțin praf. E și ăsta un punct valid. Uite, o întrebare legată de preferințe muzicale. Ai prefera să ai toată viața ta, un vecin care ascultă manele la 4 dimineața și să-l auzi, sau un vecin care ascultă heavy metal la 4 dimineața? Dar toată viața, aceeași, poți zice, aceeași melodie. Heavy metal. Heavy metal, ok. Nu că am o problemă cu manelele, n-am o problemă cu manele, dar îmi place rock-ul agresiv. Și prefer să fii trezit pe rock agresiv decât pe manele. Da. Că mai e și asta un factor, adică e... Poate îți place mai mult rock-ul, dar poate dimineața totuși prefer ceva Nu așa am mai... probleme cu manelele. Multă vreme fanii ne-au întrebat, maneliști. Am primit unfollow-uri că am venit acum la tine în podcast, că m-am vândut. La oamenii ăștia Sunt le convins. explic de multe ori că fiecare are dreptul să asculte ce dorește. Fiecare artist are dreptul să facă ce muzică vrea. Pentru asta au murit oamenii acum 30 de ani, pentru noi, pentru români, ca să avem dreptul fiecare să ascultăm ce vrem sau să facem ce vrem. Bineînțeles cât nu ne deranjăm între noi. Dar dacă e vorba de preferință personală, da, rock. Am ascultat și foarte mult rock când eram mai mic și mă identific mai mult cu muzica mai agresivă. O altă întrebare, ai prefera să fii atât de cunoscut încât să nu poți să ieși din casă, efectiv, viața ta să fie foarte, foarte încurcată de faima asta imensă pe care ai avea-o, sau să fii atât de necunoscut încât nici administratorul de bloc să nu-și aducă aminte să-ți ceară întreținerea, nu știu, să efectiv să fii uitat. Asta e o întrebare care e ușor de ales. Da? Pentru că oricât nu mi-ar place mie faima îți rezolvă de multe ori probleme. Sau poți să rezolvi cu faima probleme mai ușor. Dacă m-ai fi întrebat dacă aș fi preferat să fiu faimos și fără bani sau cu bani și să nu mă știe nimeni, era clar că o alegeam pe a doua. E o alegere pe care o fac mulți oameni, cumva cred că e alegerea naturală, adică dacă nu ești mega, mega, cum să zic, egoist așa și nu ai nevoia asta imensă să te respecte lumea, orice om ar alege banii în locul faimei. Nu e chiar așa de simplu, pentru că am cunoscut de-a lungul timpului mulți oameni care au foarte mulți bani, mult mai mulți bani decât o să am eu vreodată, și cumva ceva din interiorul lor Da. îi împingea să facă tot felul de lucruri, să fie mai cunoscuți un pic. E probabil și depinde de la un om la altul, de experiențele fiecăruia, bineînțeles, să ai o nevoie de validare poate mai mare decât
a marii majorități și atunci, de cele mai multe ori, și probabil cea mai bună formă de a-ți valida acțiunile este faima.